Emil Râșteiu, candidatul PNL pentru funcția de primar al orașului Simeri, a depus dosarul de candidatură, alături de el fiind și echipa sa. Râșteiu spune că decizia de a candida din nou a venit în urma solicitărilor venite din partea simerienilor, spunând că cetățenii nu au nevoie să fie conduși, ci reprezentați. Cred că n-am avut niciodată așa emoții ca și de data aceasta. În cele 4-5 candidaturi, N-am candidat niciodată la solicitarea masivă a cetățenilor. Este vorba de câteva sute de cetățeni care în urmă cu un an și ceva mi-au solicitat să revin la primărie să-i reprezint. Pentru mine tot timpul asta a însemnat primarul reprezintă cetățenii orașului, nu-i conduce. Ei n-au nevoie să fie conduși, au nevoie să fie reprezentați. Niciodată n-am fost atât de motivat și atât de bine pregătit. Cei 4 ani în care am făcut o pauză administrativă, mi-au prins bine din foarte multe puncte de vedere. Promit că după alegeri, după preluarea mandatului, la 4-5 luni revenim la normalitate. Pe lângă simpatizanți, ieri alături de Emil Râșteiu au fost și colegi de partid, printre care Călin Marian, candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Muntean, fost primar al Devei, și Cristian Vladu, fost prefect de Hunedoara. Îi rog pe locuitorii din orașul Simeria să gândească pe 9 iunie că trebuie să pună ștampila pe un om cu demnitate, un om cu experiență, un om care la viața lui a realizat foarte multe lucruri, atât în public cât și privat, să le spun că trebuie să aibă grijă de echipa Partidului Național Liberal și să voteze atât primarul cât și Consiliul Local. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi alături de această echipă mare a Partidului Național Liberal din orașul Simeria, care vin să susțină lista de candidați la Consiliul Local și, bineînțeles, candidatul care este bunul meu prieten, Emil Râșteiu. Aș vrea să mai spun un lucru. Lista de consilieri, să zicem că ar trebui să fie fiecare pe locul 2 după mine. Nu cred că locul pe lista de consilieri contează, ci contează faptul că s-au identificat oameni care au vrut să candideze pe lista de consilieri, oameni cu recunoaștere în comunitate. O să vedeți zilele următoare că o să facem prezentarea lor și o să-i recunoașteți pe fiecare că este lider în zona lui sau este pregătit în zona lui. Chiar dacă am 20 de ani în administrație și 4 ani în zona privată, am nevoie de ei, de voi, să mă consiliați, o să fiu mai deschis, sau să am urechea mai deschisă față de ultima perioadă 2018-2020, o să fiu mai atent la ceea ce spuneți, că doar așa vă pot reprezenta cu adevărat. Emil Râșteiu a depus la circumscripția electorală din Simeria și lista cu semnăturile și datele celor peste 700 de susținători. După validarea dosarelor de către membrii biroului circumscripției electorale Orășenești, acestea au fost depuse astăzi la Tribunalul Hunedoara în vederea validării candidaturilor.